Ne bucurăm de vinuri și crame în toate anotimpurile, de la înfloritul viei la culesul ei. De aceea te invit să mergem din nou acasă la vin, să devenim turiști, enoturiști, să descoperim cum se transformă via în vin, cine sunt oamenii care fac posibil această transformare și mai ales să ne bucurăm de rezultate. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar acesta este sezonul 2 Wine Trips România. O zi numai bună să mergem la vie și o să merg nu singur, o să merg, bineînțeles, sub organizarea Wine Trips România, așa cum ne-am obișnuit, plecăm în călătoriile noastre frumoase să vedem cum e cu enoturismul ăsta în România și spuneam nu singur pentru că l-aștept pe Mircea, pe Mircea Radu. Cred că trebuie să sosească, drumul e lung. Sergiu, salut! Salut, îmi pare bine să te întâlnesc. Într-adevăr, ai început de mult? Nu, acum te așteptam și să plecăm. Putem să mergem să plecăm la drum. Da, da, da. Am și un lucru foarte important să te întreb. Cam ce vinuri îți plac? Vinul roșu și vinul alb. Rozeu mai puțin. Iar vinul roșu, Cabernet Sauvignon. Alb, Chardonnay. Oricum o să duc în țara vinului alb. Că vom pigmenta noi puțin așa și cu un roze sau cum e, dar mai degrabă cu un spumant, o să-ți placă. Un spumant? Da, da. Sigur. Mergem? Sigur, hai! Domnule, te rog! Mulțumesc foarte mult! Mircea, 357 de kilometri de povești despre vin. Cam atât facem de aici, din București către destinație. Și am zis să nu ne rătăcim pe drumul vinului, am luat o hartă. Știi cum e? Că te rătăcești pe drumul vinului dacă nu ești atent. Uite ce frumoasă e harta asta, ce frumos e populată, uite ce zone viticole interesante are România. Păi tot să faci turism. Da, noi o să mergem chiar aici, chiar în mijloc, așa, uite, la cetatea de baltă, de fapt la compania Jidvei, care de departe este unul dintre cei mai mari producători din România la ora asta și cuvintele-s de prisos. Spune-i tu că este împărăția vinurilor albe acolo. Da, 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 da. O să mergem la cea mai mare suprafață viticolă de Sauvignon Blanc din România și, dacă nu mă înșel, chiar și din Europa, sub egida aceluiași proprietar, aceleași companii. Sunt 600 de hectare de Sauvignon Blanc. E o raritate. Hai că, uite, ne apropiem, uite, deja văd colinele. Ușor, ușor ne apropiem. Mircea, cred că am ajuns. Ai luat harta la tine? Da, am luat-o, da? Uite, cum ia nu să mă verificăm, despart. Că nu sunt convins, știi, iau vie multă pe aici. Să vedem noi unde, dacă am ajuns, unde trebuie, sincer. Uite, harta au aici. Atât de... uite, ia. Ok. Deci, ok, suntem, da, uite, asta e zona, da, de la cetatea de baltă, noi ne-am lăsat și, practic, ne-am apropiat de Tăuni. Vezi, Mircea, ce bine să ai o hartă a viei și vinului, să nu ne rătăcim pe drumul vinului, mai ales că n-am degustat nimic, așa că n-aveam cum să ne rătăcem. Da, da, nu aveam niciun fel de scuză dacă rătăceam. Da, dacă ne rătăceam așa, e bună o hartă la vie. E regulă. Da. Mircea, câtă vie, câtă vie și cât vin. O să mergem la cramă, la Tăun, ne așteaptă acolo șeful. Șeful viilor, șeful la vie, e cel mai important de aici, din zonă. Să ne povestească puțin despre ce se întâmplă pe aici, avem și partea de tehnologie. Trebuie doar să mergem cu mașina, nu? Da, da, hai da, să da. Mergem hai să ne orientăm, hai să mergem. Da. Ui, ce-a făcut? Da, fiam că ne-a lăsat. Nu-i nimic, știi cum e? Până la urmă, la enoturism, aplicăm și, nu? Locomoția. Face și puțină mișcare, Mircea. Perpedes apostolorum, nu? Hai să vedem cum se face vinul. Abia aștept. Dă-mi voie să ți-l prezint pe șeful viilor. E, nu, am zis bine?
E bine, da, oficial Sergio. Știi, e de șeful de directorul departamentului de viticultură din cadrul grupului Jidvei. Șeful viilor, doamne, ce să cel mai... care lucrează via. Păi, salut, bine ați venit. Sunt bine v-am găsit, sunt încântat să vă cunosc. Am aflat foarte multe despre dumneavoastră. Hello, mă bucur că Sergio, te revăd. Mulțumesc de laude. Și îți mulțumim de ziua asta. Tu ai aranjat, nu, să fie... Da, era programată. Era programată. Era programată și la noi, tot. La noi aici se respectă. Aha, programul e pe grafic. Exact. Aia. Știu că faceți totuși o viticultură modernă. Sunteți cumva racordați la tot ce înseamnă elemente științifice, adică știți cum este cu timpul ăsta probabil, care nu prea e probabil pentru voi, că trebuie să știți exact când, cum, de ce. Da, noi folosim platforme decizionale în care sunt înregistrați toți parametrii meteo din vie, toți parametrii vegetativi ai plantelor. Nici n-a reușit la o suprafață de 2500 de hectare de vie, fără ajutorul tehnologiei n-a reușit. Vă rog frumos, dați-mi voie să iau un ciorchine să mănânc cu strugurile, pentru că eu în perioada asta anului nu am mâncat niciodată struguri. Îmi dați voie să iau, chiar, să gust, chiar să te rog. Și ce soi e ăsta, să ne povestiți? Este vorba de tramină roz. Ai noroc că am noi noroc în fiecare an păstrăm 10 hectare cu tramină roz pentru a produce Ice Wine, un vin special, un vin obținut din struguri recoltați când temperaturile ajung la minus 10 grade. Nu te lasă, știi că nu te cunoaște. O să-ți aduc eu o foarfecă de viță de mie, că așa se recoltează. Mulțumesc. Un ciorchine mai mic. Are coaja foarte, foarte groasă și miezul este foarte dulce. Nu este foarte zemos, dar coaja, remarc coaja care este foarte, foarte groasă. De asta și păstrăm traminerul roz. Având o pieliță mai groasă, pierde mai încet apa. Uh-huh. Și păstrarea bobului pe rahis se face pentru o perioadă mai lungă de timp. Miile astea de hectare, ce avem practic, ce struguri avem? Noi cultivăm în Jidvei 15 soiuri. 4 soiuri pentru a obține vinuri roze, soiuri roșii, nu producem vinuri roșii la Jidvei, și 11 soiuri pentru obținerea vinurilor albe. Aproape 800 de hectare cultivăm cu fetească regală, Sauvignonul Blanc se apropie de 500 de hectare, urmat de traminerul roz, un soi cultivat din vechi timpuri aici în Podgoria Târnave, muscat otonel, cu suprafețe de amândouă cu suprafețe peste 300 de hectare. Și cultivăm și alte soiuri, cum ar fi pinou gri, fetească albă pentru vinuri albe, iar pentru vinurile roze cultivăm Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir și fetească neagră. Fetească regală are și o poveste interesantă. Ea se cultiva în zonă, numai că a apărut dintr-o mutație, dintr-o încrucișare. Multă vreme s-a crezut că este între fetească albă și o varietate de grasă. Și acum e doctorul Villamoz, nu, care în Elveția a făcut ADN-ul, genetica, și a stabilit că e încrucișare între fetească albă și respectiv un soi care nu e de aici, de-a locului, dar a fost probabil cu o frâncușă la un moment dat, o variație. Povestea începe în vie. Până la urmă, consumatorul, înainte să întindă mâna și să aleagă o sticlă de vin de pe un raft unde sunt sute de alte sticle de vin, trebuie să fie atras sau trebuie să-i fi rămas în memorie povestea. Pentru că povestea este cea care vinde. Înainte de gust este povestea. Frumos era să vă aștept cu o sticlă de vin să gustați un vin produs din plantațiile noastre, dar o să vă fac o surpriză, o să mergem la Crama de la Tăuni, unde o să gustați vinuri produse în anul 2020. Ce am văzut noi e cramă, eu am zis că e cetate, nu ce era chestiile. Cuvele alea enorme sunt, da, acolo este crama și din... fiecare cuvă este o sticlă cu vin acolo. Hai să mergem acum. Păi, Nelu, ce să zice, Doamne ajută, hai să vedem cum e cu vinul, nu? Da, trebuie să mergem cu Nelu, pentru că altfel o să vă conduc, iar povestea vinului o să vă spună colegul de la Crama. Hai să mergem.
aici la Crama Tăuni, povestea vinului o să vă spună colegul meu Florin Frățile, enologul principal. Bună ziua și bine ați venit! Vă salut, bine v-am găsit! Mircea sunt eu! Florin Frățile, mă bucur să revăd! La acestei crame. Noi am ajuns la tine, că ne-a plimbat prin Vienelu, ne-a tot promis așa că o să și degustăm ceva și nu? Aici da, era, da, aici, aici era promisiunea. Aici. Ce zice? Eu sunt pregătit, dar nu văd pahare, nu văd nimic. Păi nu, care e o surpriză, știi, asta e degustare din ce... Din ce sticlă? O să avem o sticlă foarte mare de vin, mare? O altfel de Magnum sticlă. Sau ce? Mai mult, mai mult mare. Super Magnum. Și o să vedem câteva vinuri proaspete din noua recoltă anului 2021. Hai că eu m-am prins, cred că o să ne dea din sticlele astea de inox mare, adică, știi? Și pe acolo? Pe acolo? Găsim noi niște formule. Direct de la robinet. Da. Direct din cisternă, da. Florin? Să aveți o zi frumoasă. Mulțumim. 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 Cele bune. Să ne vedem. Știi că mereu se spune, la băncile naționale se bat monedele, dar aici la Jidvei se bat medaliile. Ce avem noi în pahar e un adolescent, încă n-a devenit vin, dar urmează să devină vin, nu Florin? Încă e în faza primară. Da. Ce, e Sauvignon Blanc, nu? Este un Sauvignon Blanc din recolta anului 2021, este un vin proaspăt. Proaspăt. Temnicea, aș putea să-l descriu. Miroase a soare, miroase a toamnă, miroase și a Sauvignon Blanc, avem varietal, miroase a strugure. Până la urmă, miroase a povești și pe spate simt eu că miroase și a o medalie de aur, dacă nu la o mare medalie de aur. Și până la medalia aia de aur, mie mi se pare că miroase un pic și a trandafir. Este? Are ceva acolo, bine, o să simți nasul de trandafir foarte bine la traminer. Este o semnătură a traminer. Asta ne jucăm cu sucuri, cu alte povești, dar deocamdată sucul e crud. Un lucru e cert, când deguste în primer un vin, trebuie să știi că e o mică înghițitură, nu foarte mult, pentru că el e crud, încă nu e așezat, dar se simte prospețimea de Sauvignon Blanc, se simte aciditatea, e ce trebuie. Toți strugurii când intră în cramă, mai întâi se face analiza lor. Am înțeles. Și apoi se zdrobesc, se presează, apoi se limpezește. Mustul, înainte de fermentare, trebuie limpezit. Și de la limpezire, el merge gravitațional la secția de fermentare. Acolo rămâne până la terminarea fermentației alcoolice. După care, după terminarea fermentației, se separă de drojdie, merge tot gravitațional la următorul nivel la stocare. Și se completează într-o primă fază. Dar nu toate cramele sunt gravitaționale? Nu toate cramele sunt gravitaționale. Aceasta este cea mai nouă cramă a grupului Jidvei. Și de la partea de recepție, de la limpezire, totul se desfășoară gravitațional. Deci fără intervenția pompelor, care este benefică în produsul final al vinului, cât mai puține intervenții asupra produsului. Îmi place sticla asta mare. Câți litri în cap aici? Aproximativ 37.000 de litri. Și în total cam numărat multe sticle de astea. Avem peste 5 milioane de litri capacitate de stocare. O altă întrebare. Oare faptul că sticlele astea, cum le-a zis Sergiu, sunt afară, sunt în natură, nu influențează condițiile meteo? Toate cisternele ce le avem noi sunt izolate. Ia o izolație groasă și limitează schimbul de temperatură cu exterior, dinspre exterior, spre interior și de la interior spre exterior. Aveți controlul temperaturilor. Și avem fiecare vasă, avem control de temperatură separată, individual, pe fiecare rezervor în parte. Deci 2021 va fi un an măreț pentru Jidvei? Ca fiecare an, de altfel. Să știu că sunt frumos și modești. Dacă sigur! N-ai voie să fii modest când faci vinurile astea. No, și e o chestie cât se poate de normală. Pe Florin, ce să zic, îți mulțumim mult. O să mai degustăm așa în drum și niște traminări care ai pregătit. Și noi ușor, ușor ne prelingem către, cum să spunem, nava amirală. Acolo ne ducem la Jidvei jos să vedem care e povestea. Florine, mulțumim! Mulțumim! Sănătate! Mulțumesc!
Oricare ar fi preferințele tale în materie de vinuri, sigur le găsești pe EMAG la un preț avantajos. În plus, le primești rapid acasă sau la EasyBox. Caută-le și alege ce îți place. Mircea, dăm voie să ți-l prezint pe domnul doctor, doctor inginer Ioan Mebuia. Am venit aici din dragoste de vin, în primul rând. Domn doctor, adevărul e că toată emisia asta, Wine Trip cu Sergiu Nedelea, este un fel de din dragoste pentru vin. Mă bucur oricum să vă întâlnesc, pentru că am aflat lucruri extraordinare despre noastră și eu, fiind novicele în toată istoria, vreau să știu unde ne aflăm în momentul ăsta și ce se întâmplă cu toate sutele, miile de sticle de aici. Unde puteți să vă aflați decât într-un loc unde se prepară vinul spumant și vei? Probabil ați aflat că încă de prin anii 1956 compania realiza vinuri spumante, care de altfel prin anii 62-63 erau deja premiate la cele mai mari concursuri din lume. Spuneați de vinul spumant, dar totuși am citit pe niște etichete și de vin spumos. E vreo diferență? Diferență ca între cer și pământ. Vă rog să mă explicați. Păi de ce? Păi vinul spumos se poate prepara din orice vin în care introducem bioxid de carbon. E ca un sifon, dacă vrei să luăm așa. Ai apă chioară, ai pus CO2 și ai și sifon. Noi avem aici tehnologie, exact tehnologia de șampanie. Normal, din punct de vedere legal, nu o să-i spunem niciodată șampanie, șampanie acolo în Franța, nu o să-i spunem nici măcar metoda șampenoază, îi spunem metodă tradițională, pur și simplu. Suntem obligați. Suntem obligați, așa e normal. Stăm să ne gândim cum e povestea asta cu o refermentare. Noi avem refermentare în sticlă. Și mi-a plăcut foarte mult că a pomenit domnul doctor de povestea asta că vinul trebuie să fie de înaltă calitate. Gândește-te că vinul trece prin două travalii. Deci, practic, se naște odată ca și vin și îl nasc a doua oară prin refermentare, îi mai dau o dată și se naște, practic, vinul spumant. De astea sticlele stau în poziția asta? Are vreo legătură înclinarea la un anumit unghi? Sau? Sigur, la momentul respectiv are. Vedeți, până ajungem la pupitre, până ajungem să le punem pe pupitre, vinurile trec printr-o serie întreagă de alte veriși tehnologice, dacă vreți. Uite, am aici materialul ajutător. Ne-am așa și să povestim cum e cu... Uite, cum să ajunge în această fază. Dar văd aici niște depuneri. Depuneri, da. Practic, asta este... Nu? Drojdia. Este care... un depozit în care, sigur, predomină drojdia. Depozitul ăsta, în schimb, nu e un depozit oarecare. E un depozit foarte important. Că dumneavoastră puteți să spun, mi-am cumpărat un vin spumant și l-am ținut 20 de ani. Da. Una să ții un vin spumant 20 de ani fără depozit și este una să ții cu depozit. Asta e ca depozitul la bancă, ăla bun. Exact. Creează există dobândă. Și depozite bune la bancă. Există și depozite. De când este lichidul ăsta aici în sticlă? Lichidul acesta în sticlă este de vreo 14 luni. Deci un an și două luni. Noi i-am tulburat somnul acum, vezi? Am greșit. Uh-huh. Dar am vrut să-ți arătăm exact cum dar se să face. Să știți că depozitul ăsta, deci am spus că e important, din el difuzează în vin compuși care mai târziu dau... Buchetul mm-hmm. se numește buchet de autoliză. Și după sticla ajunge pe pupitrele astea de remuaj, nu? Apoi, după proces. După ce stă acolo 3 luni și fermentează, se restivuiește, se pune înapoi, după alte 12 luni ajunge pe aceste pupitru de remuaj. Da. Pupitru care, istoric vorbind, a fost, se pare, inventat de o femeie, de vestita văduvă Clicquot, care dă și numele unei șampanii celebre acum. Povestea e relativ simplă. Spunea că, la un moment dat, când o slujnic a venit cu câteva sticle de șampanie într-un coș și era să scape una, a pus-o pe masa din bucătărie și atunci a văzut că se precipită și se adună. A fost un miracol, o revelație, pentru că a realizat că dacă așează sticla într-o anumită poziție, depozitul ăla începe să se ducă către gâtul sticlei. Da. Și uite așa, din povești, din experiență apar minunile
minuni care le avem și noi aici la Jidvei. Și aici avem, practic, depozitul care s-a... Da. Adică întreaga cantitatea asta de drojdie, fină... Se pune într-un dopușor acolo numit bidula. Și strânge, practic. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă pur și simplu. Trebuie să ai pupitrele astea. O să-l punem la muncă? Da, putem să-l punem, sigur. Că da, să vadă cum se face. Așa, da. Și haide că nu chiar în două zile se limpezește, nu? Nu. Adică trece aproximativ 20-30 de zile până când se limpezește. Trebuie să primească și puțin luciu și puțină strălucire. Procesul în sine se numește remuaj, nu? Răsucirea sticlelor pe pupitru, dar o să arate exact cum se face, sub atenta supravegherea domnului doctor, da? Hai să vedem, hai să încercăm. Hai să vedem. Domnul doctor, noi suntem hotărâți, o să muncim, dar trebuie să știm și cum să facem. Ne arătați așa mișcarea? Da, sigur, luați sticle, ridicați puțin în sus, le miscați în stânga, în dreapta, le rotiți pe dreapta și cu unul pe 8 din diametru. Da, eu sunt stângaci, dar tot în dreapta. Spre stânga, okay. Nicio problemă, cum puteți. Important este ca să imprime mișcarea. Să imprime mișcarea, de... da? Facem un concurs? 1, 2, 3, 5. Hai! Perfect! Merge, nu? Bă, și totuși ar trebui aici niște femei. Am zis lucrul ăsta? Nu! Adică ceva interpretabil? E bine! Acum începe greu, deasupra e frumos, dar vezi acum când ne plecăm. Am plecat, domn doctor, suntem la rândul 2. Nu zicem că e simplu, dar nu chiar așa de simplu. Dar ai rămas cu vreun pic... Da, aș fi bun acum să umblu la radiouri din alea vechi, să prind frecvențe. E clar că nu poți să ai calitate dacă nu ai muncă în spate. Așa e, de acum înainte, sigur am să beau altfel vinul spumant. N-a fost o aluzie. Da. Mă rog, poate a fost. Poate a fost, da. Domn doctor, ce spunem, mulțumim mult de experiența pe care ne-ați împărtășit-o și pentru mine e un privilegiu. De fiecare dată când mă întâlnesc cu domnul doctor inginer Ioan Mebuia, simt că am mai învățat ceva. Sunt mai fericit. Domn doctor, și pentru mine a fost un mare privilegiu, pentru că mi-a povestit foarte multe despre dumneavoastră, Sergiu. Și vă mulțumesc că am căutat să fiu atent și să învăț cât de mult. Să mergem. Hai să mergem. Mircea, când se lasă seara, poezie. Asta e poezie. Poezie, da. Când se lasă seara, bunele obiceiuri ale aristocraților spun să se retragă către castel. Și am ajuns la castel unde ne așteaptă Andreea. Bine ați venit la castelul Bethlen Hall din cetatea de Baltă, castel aflat în proprietatea companiei Jidvei.